Angela a fost o... OZN? Ai grijă cu el. Face parte din recuzita concertului meu de revenire pe scenă. Când voi cânta ultima melodie, Ceruri cu confeti, va apărea acest OZN și va lansa confeti. Ești uimitoare. Da, toți au lucruri bune de spus. Noile melodii ale Angelei sunt grozave. De ce nu pot fi toate melodiile din lume ca melodiile ei? Sunt un fan al noilor melodii. Vezi? Am fani adevărați. Noul stil al Angelei e aiurea. Merită o tartă cu frișcă în figură. Cum? Cine ar spune așa ceva? Tipul rău cu tartă? Vai, nu. Nu-ți face griji, cei de pe internet spun doar aiureli. Ca să vezi, am și eu o tartă. Ne vedem diseară, Angela. Tom, Ben, Hank, Ginger, Angela, Talking Tom și prietenii săi. Tom gardă de corp. Trebuie să-l anulez. Nu poți anula concertul de revenire, nu-ți mai revii după așa ceva. Dar dacă mi-arunc o tartă în figură, nu mai revin deloc. Nu vom permite asta. Dacă ai avea o gardă de corp care să te protejeze. Da, tipul ăsta pare puternic. Să găsim pe cineva mai ieftin. Ăsta nu e bun. Se pare că voi anula concertul. Ai planuri pentru această seară, Tom? Fiindcă eu nu am. Voi fi eu garda ta de corp. Brățar antitehnologie, aici nu se petrece nimic suspect. Doar pregătesc o caserolă. Salut, Ben! Încă mai încerci să-ți păcălești brățara? Aproape reușisem, cred că a aruncat o privire pe sub mănușa. Nu vei reuși să o păcălești. Trebuie să o distrugi. Sau chiar mai bine să găsești un profesionist care să o distrugă. Consideră că acesta a fost interviul meu de angajare, dar să știi că nu lucrez gratis. Maniacul vampir va fi lansat în cinematografe și am nevoie de un însoțitor adult. Filmul ăsta nu e pentru copii. Bine, atunci va trebui să porți acea brățară pentru totdeauna. Ginger, treci la treabă. Vreau să arunci cu tarta asta în această lubeniță ca eu să exersez meseria de gardă de corp. Hei, nu eram pregătit. Am nimerit toți pepenii. Dacă am fi fost la un bâlce, aș fi câștigat. Dar nu e un joc, Hank, e realitate. Nu voi putea să o apăr pe Angela. Hei, îți rămâne farmecul și vei... Wow, ai grijă! Wow! Exact genul ăsta de lucru trebuie să-l fac și eu. Cum ai învățat asta? Nu știu, cred că eu privesc lumea de parcă ar fi un serial. Sunt mereu cu ochii pe ea. Atunci voi face și eu la fel. Cu ochii pe ea. Un short? Nu, e doar o rochie. O tavă de tartă? Stai, nu, doar o pălărie. Eu văd cu ochișorul meu un tip destul de rău. Mă scuzați, domnule, trebuie să vă percheziționez. Domnule... O catapultă? Salut, dragii mei! Sunteți pregătiți să vă cânt? Vreau să stau cu tine. Îmi iubesc, Fanny! Sunteți pregătiți! M-ai salvat! Cine ești? Sunt cel mai mare fan al tău. Oh.
Acum, sari! Această brățară e dură, dar eu mai am idei! Repede! Vâră-ți capul în această oală cu fondue! Nu învâr capul în niște ciocolată clocotită! Recunoaște că nu reușești să mă scap de brățara asta! Bine! Se pare că trebuie să aștept până voi fi adult ca să văd Vampirul Maniac 4 atunci când va fi lansat! Ah, ce matur din partea ta! Fiindcă acum avem niște timp liber, mă întreb dacă prietenii noștri fac ceva interesant! Ei bine, dacă vrei să știi, Angela susține marele ei concert de revenire în această seară. Am putea să mergem să o încurajăm. Oh, da! Chiar nu m-am gândit la asta. Să mergem! Îmi pare rău pentru acea catapultă, dar pentru restul serii voi fi și mai atent. Privește! Sunt mereu atent, nu? Nu te apropia! Stai mai departe de Angela! E în ordine, dar e cu mine. Tom, știu că ai încercat, dar acest spectacol e prea important. Și din câte știm, tipul cu tarta e încă acolo la pândă. Și am nevoie de o gardă de corp mai pricepută. Adică eu sunt Dirk Scott. Serios? Numele lui e Scott. E prea evident, nu crezi? E născut să fie gardă de corp. Dar tot am o treabă importantă pentru tine. Tu poți să păzești obiectele de recuzită. Obiectele de recuzită? Asta nu e... Bine, voi încerca să le păzesc. Nu vă apropiați ghemotoace de praf. Faceți loc pentru OZN-ul cu confeti. Salut! Hank! Oh, nu te-am văzut. Parcă trebuia să fiu atent, nu? Ginger, nu pe aici se ajunge în sală. Suntem în culise. Serios? Te-am păcălit! Eu nu renunț când e vorba să distrug ceva. Voi conecta brățara la difuzoarele Angelei pentru a o face să se supraîncarce și să explodeze. Brățara are dreptate. Gata, ajunge! M-ai înghețat! Ai încercat să mă topești, ajunge! Prieten, nu lângă cutia cu confeti, trebuie să o protejez! Nu pot proteja nici măcar aceste mici bucățele de hârtie. Dar nu sunt bucăți de hârtie la această cutie. Tăf pentru tarte, dar cutia trebuia să fie plină cu confeti. Asta înseamnă... OZN-ul e plin de tarte? Tipul cu tarta e aici! Nici să nu te gândești, amice! Da, ești teafăr? Nu! Angela e în... Hei, ia stai! De ce are Dirk mâinile prăfuite? E făină. Poate că a gătit. A gătit? Dar asta înseamnă... Dirk Scut e tipul cu tarta! Chiar așa! Iar tu m-ai ajutat să mă apropii de Angela și să pun tarte în loc de confeti. Dar te-ai născut să fii gardă de corp. Și ce? Detest noul stil al Angelei. De ce nu cântă ca înainte? Lăsată cea tartă în figură. Nu-i nimic, Angela. Nici nu se observă. Ba da, se observă. Asta meriți pentru că ți-ai schimbat stilul. Se întunecă și mi-e frig. Regret, Angela. Trebuia să fiu mai atent. Ai făcut tot ce ai putut. E atât de dulce! N-am făcut chiar totul. Acest concert nu s-a terminat încă. Problemele vin, dar le poți depăși. Ce faci? Și tartele nu te vor opri. Angela, cântă!
Bine, chiar mă dau bătut. Brățara câștigat. Au dublat în limba română actorii Sorin Ionescu, Georgia Căprărin, Anda Tămășanu, Alexandru Rusu, Răzvan Picoveanu. Traducerea și adaptarea Stelian Mierluț. Regia Ion Ruscuț. Dublajul a fost realizat pentru Minimax.